Sunt de vorbă cu Marius Sadovea, golgheterul echipei Poli Timișoara. Marius, victorie la Bacău, cum a fost? O victorie muncită în fața unei echipe foarte bune, arțăgoase. Din păcate, locurile în clasament cred că nu arată nici unde ar fi trebuit să fim noi, nici unde ar fi trebuit să fie ei. Ne-ar fi bucurat să fim un pic mai sus și noi și ei. Crezi că veți putea să evitați, că presupun că ăsta e obiectivul vostru acum, să evitați barajul? Da, acesta este obiectivul nostru, să strângem cât mai multe puncte, să încercăm să ajungem Buzău sau Vasluiu. Ca un om care are multe selecții la națională, o să te întreb și ce părere ai de grupa pentru europenele de peste 2 ani. Consider că băieții au o șansă mare să se ducă la europene, pentru că sunt echipe bune, dar cumva sunt echipe abordabile față de alți ani în care prindeai Spania, ai prins Croația, Franța și atunci era foarte greu chiar și acasă. Așa, acasă poți face victorie cu toate cele trei echipe. Mulțumesc! Mulțumesc! Multă baftă mai departe!